Bună ziua, dragi prieteni și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Taina Înțelepciunii. Așa cum aș, v-am obișnuit, până acum, în fiecare miercuri, la ora 5 și jumătate, ne întâlnim să discutăm diferite teme care țin atât de metafizica chineză, dar și despre alte lucruri interesante. Însă, ace, având în vedere perioada anului în care ne aflăm, cu alte cuvinte, începutul noului an chinezesc, focusul nostru va fi mult mai mult înspre acest sistem destul de interesant care îmbină atât știința, toate măsurătorile pe care le facem, toate calculele, toate cercetările care le facem atunci când vine vorba de stabilirea unor parametri pe care analizăm ca să vedem cât de bun sau cât de mai puțin bun este un an sau drumul unui persoane, care este și în funcție de chartul personal în anul respectiv, dar și Aspectul acesta care ține mai mult de dezvoltarea personală. Și aici intră foarte mult acest ciclu al elementelor care ne ajută foarte mult să ne seama care sunt elementele care lipsesc și ce trebuie să facem, ce ar trebui să dezvoltăm la noi și ce ar trebui să mai temperăm ca să creăm un echilibru foarte, foarte bun. Um, având în vedere că acum o săptămână am discutat despre cum va fi în luna februarie, o să revenim la formatul clasic, adică vibrația săptămânii prima parte a emisiunii, urmat apoi de un subiect destul de interesant în funcție de doleanțele dumneavoastră. Iar dumneavoastră aș cerut ca să începem un pic să discutăm despre anul maimuței de foc, adică acel an care este caracterizat atât de maimuță, element metal la bază, cât și de focul Yang să vedem ce înseamnă acest lucru în a doua parte a emisiunii. Pe de altă parte, trebuie să vă spunem că anul nou chinezesc a început pe data de 8, însă sărbătoarea continuă timp de două săptămâni, plină, plină, plină de semnificații. Dacă vreți să vă readuceți aminte ce trebuie să faceți în fiecare zi, nu ne repetăm, nu uitați că aveți două emisiuni anul trecut, cam pe la sfârșitul lunii februarie, Când a fost anul trecut, anul nou chinezesc, verificați în arhiva noastră și o să vedeți acolo toate detaliile de care aveți nevoie pentru a ști ce trebuie să faceți din punct de vedere al cutumelor sau obiceiurilor pentru a aduce în casele de dumneavoastră puțin din energia care se adună în această perioadă. Acel gregor mare de energie care se adună în lume și la care putem și noi să mergem și să colectăm o bucățică pentru noi și să aducem prosperitatea în casă. Până atunci, în schimb, important este ziua prezentă, așa că o să începem cu analiza zilei de mâine. Ziua de joi, 11 februarie, sau ziua mistrețului de apă. Și în curând o să aveți și imaginea care v-am pregătit-o. Este ziua de mistreț de apă in. Uh, fiind zi de mistreț, automat șarpele nu este într-o relație foarte bună cu această vibrație și nici persoanele care au vârsta de 52, respectiv 40 de ani. Iepurele, oaia și tigru, fiind prieteni sau aliați secreți, în schimb, um, au un aspect mai bun fiind ajutați de către vibrația zilei. Fiind zi de apă, elementul de bunăstare este atribuit nativilor pământ, adică acele persoane care s-au născut într-o zi de pământ. Elementul de creație este dat nativilor metal. Elementul de putere, nativilor foc. Elementul de resurse, nativilor lemn. Iar elementul de prietenie sau competiție, în funcție de cât de multă apă există în ceartă dumneavoastră, nativilor apă. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 9. Adică aceasta care ne promite că în viitor o să avem parte de profit, de bani, de noroc. Cu alte cuvinte, va fi o zi foarte bună în care a, am putea să ne plănuim niște afaceri, parteneriate, a, dar să nu acționăm chiar în secunda respectivă. A, este bine să trecem pe hârtie tot ca să nu uităm. Din punct de vedere al activităților economice, toate sunt aspectate la nivel mediu ceea ce față de luna ianuarie n-am prea avut aceste beneficități, mai puțin călătorile care sunt foarte bine aspectate în concluzie, putem să plânim o călătorie, putem chiar călători în această zi. Orele foarte bune din, de astăzi, 11 februarie, vor fi între 5 și 9 dimineața, respectiv 11-15 la prânz. Dacă ne uităm din punct de vedere al zodilor, ar trebui să tragem un semnal de alarmă șobolanilor care nu vor avea o zi foarte ușoară. Trebuie să fie foarte atenți ceea ce fac, ceea ce semnează și mai ales să nu-și facă planuri prea importante în viitor. Din ce cauză? Astăzi sunt caracterizați de steaua cu numărul 5, steaua ghinionului. Nativii bivol și tigru. Mare atenție cum vorbiți, deoarece comunicarea este la pământ. Dacă aveți uh, procese pe rol, încercați mai bine să obțineți o amânare a sentinței sau a con uh, concluzionării, sau tot ceea ce aveți dumneavoastră care ține de partea aceasta judiciară. <coughs> deoarece nu o să vă aducă nimic bun. Cei care sunt născuți în an de iepure, mare atenție cui îi uh, cui vorbiți despre planurile dumneavoastră, deoarece acesta va avea tendința de a le lua pentru sine, a le modifica un pic și a le pune în aplicare mai repede decât dumneavoastră. Nativii, șarpe și bivol, în schimb, sunt caracterizați de steaua cu numărul 8, ceea ce îi ajută foarte mult, mai ales în combinația aceasta minunată cu steaua cu numărul 1 a victorii. Cu alte cuvinte, victoria și abundența strălucesc deasupra lor astăzi și îi ajută pe ei să își găsească anumite oportunități în viață. Cu alte cuvinte, încercați să nu dați cu piciorul oportunităților care se manifestă astăzi în viața dumneavoastră. Uh, nativical ar putea să experimenteze uh, acea dragoste pe care nu au mai avut-o de foarte mult timp. Uh, fie de că sunt căsătoriți, fie că își caută un partener, se vor simți mai apropiați de către parteneri, cei care sunt căsătoriți, iar ceilalți, fie de către prieteni, vor participa la anumite întâlniri sociale, sau pot chiar să-și găsească un partener viabil. De ce nu? Deși este mai greu, joia, pentru că nu este o noapte sau o zi în care se poate ieși cu prietenii, dar nu se știe niciodată. Uh, nativii oaie și mai mulți au parte de noroc, dar un noroc de care nu se aștepta în mod deosebit. Uh, prosperitatea vine și profitul, banii uh, vin dintr-o sursă necunoscută lor fie de la un mentor, fie de la o persoană care este într-o poziție de un rang mai înalt decât ele, de mai multe și oaie, sau chiar de la divinitate. Cu alte cuvinte, s-ar putea să vă lovească norocul, dar să nu știți din ce sursă este. Nu vă temeți, prindeți oportunitatea și mergeți mai departe. Nativii cocoși aveți mare atenție atunci când vine vorba de sănătatea dumneavoastră, mai ales că în ultima perioadă a cam bântuit o gripă destul de urâtă, subsemnatul a început să-și medicație, a început să aibă grijă de el, mai ales că acum este vacanță și, după cum se vede, deja începe să se simtă mai bine. Mă simt mult mai bine uh, și nu mai trecesc chiar atât de mult, că oricum aceasta și cerut și dumneavoastră data trecută. Uh, dar cocoșii în mod deosebit, atenție la sănătate, așa cum trebuie să fim cu toții în una aceasta, um, că avem în centru casei acel doi dublu, atât lunar cât și anual, și acum Cocoșii în mod deosebit, mare, mare atenție la sănătate. Uh, nativii, câine și uh, mistreți, deși aveți aceasta cu numărul 3, care strălucește deasupra dumneavoastră și vă uh, creează o tensiune interior și deveniți foarte ușor irascibil. steaua victoriei vă ajută și mai mult. Cu alte cuvinte, s-ar putea să obțineți o victorie sau să prindeți o oportunitate destul de importantă mai ales mistreții, care sunt mult mai susceptibili la acest lucru. Și acest lucru să vă dea așa un aer ceva mai arogant decât uh, oamenii sunt obișnuiți în mod normal. Iar acest lucru să nu creeze o stare prea plăcută atunci când vine vorba de familie, prieteni sau apropiați. De ce mai departe, la ziua de vineri, 12 februarie. Sau ziua șobolanului de lemn Yang. Uh, dacă este zi de șobolan, automat calul nu este într-o relație foarte bună cu ziua, pentru că este în opoziție. De asemenea, nici persoanele care au vârsta de 75, respectiv 39 de ani. Dragonul, maimuța și bivol, în schimb, sunt ajutați de către vibrația zilei, deoarece sunt prieteni sau aliați secreți. Elementul de bunăstare este atribuit metalului. Elementul de creație, Nativilor apă, elementul de putere, nativilor pământ, elementul de resurse, nativilor foc, elementul de prieteni, nativilor lemn. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 1, cu alte cuvinte, victorii și oportunități la toată lumea. Însă, depinde de fiecare dintre noi, cum le acceptăm și cât de atenți suntem cu lumea din jurul nostru. Din punct de vedere al aspectelor economice, lucrurile stau foarte bine astăzi. Toate sunt bine aspectate, tot ce ține de Feng Shui, de lumea afacerilor, de a muta o firmă sau chiar și pe noi într-un spațiu mai bun, călătoriile, dar și renovările. Ce este aspectat numai la nivel mediu, ceea ce este un lucru minunat, mai ales cu noul an chinezesc, sunt negocierile și semnările de contract. Orele foarte bune din zi sunt între 5 și 11, respectiv 13 15 la prânz. Dacă ne uităm la Zodii, vedem că șobolanul astăzi trebuie să fie foarte atent atunci când vine vorba de obiectele ascuțite. Deși șobolanul este la bază apă, iar cantitatea de metal care se creează deasupra lui îi dă mai multă energie, cei prea mult strică. Deoarece el nu știe ce poate să facă cu această energie metalul crând apă, și atunci ar trebui să, dacă are surplus, să învețe cum să direcționeze acest surplus către anumite sectoare care duc lipsă de acest lucru. Cu alte cuvinte, mare atenție atunci când umblați cu lucruri ascuțite mai ales în bucătărie pentru doamne sau la locul de muncă pentru domni, sau chiar și viceversa, pentru că totuși avem o gândire destul de liberă. Um, mare grijă pentru că pot apărea accidente cu aceste obiecte. De asemenea, nativii bivol și tigru dacă reușesc să treacă peste condiția destul de puternic negativă sub care se află cam tot anul, este posibil ca astăzi să își găsească vineri să fie mai deschiși către noțiunea de iubire, de dragoste. Cu alte cuvinte, să fie mult mai apropiați de partener, dacă aceștia sunt căsătoriți sau într-o relație stabilă, sau să fie mai deschiși idei de a găsi pe cineva Lucru care nu prea surâde atât bivolului, cât și tigrului. Dar totuși este vineri seara, lumea se relaxează după o săptămână de muncă, cine știe ce se poate întâmpla. Uh, nativii iepuref pot face foarte ușor bani astăzi. Cu alte cuvinte, încercați să organizați anumite întâlniri care țin de muncă, pentru a face mult mai ușor a încheia anumite parteneriate sau tot ceea ce realizați astăzi, se va vinde foarte ușor, fie că e vorba de un produs, fie că e vorba de o idee. Este o zi minunată pentru a munci și a scoate foarte repede un ban în plus, un profit. Uh, nativii șarpe și uh, dragon au parte de multiplicarea norocului și mai ales aici este vorba de multiplicarea victorii. E adevărat, este o victorie care se pronunță în viitorul apropiat dar nu este niciun fel de problemă, este un an extraordinar pentru ei și ar trebui să profite din plin. Este adevărat, trebuie să fie foarte atenți, deoarece energia lor poate să scadă foarte ușor, și aici vorbim despre șerpi, în mod deosebit, și pot să rămână fără chef și să piardă anumite oportunități cât ai bate din pană. Nativii cal ar trebui să fie foarte atenți astăzi în legătură cu deciziile pe care le iau ar fi bine să nu facă cheltuieli prea mari și să nu se riște în a încheia contracte care țin în mod special de rate sau investiții foarte mari. Deoarece nu este o zi care să le poarte noroc foarte mult. Ar fi bine să mai aștepte o zi și atunci vor avea mult mai multe șanse. Nativii oaie și mai mult să trebuie să fie destul de atenți unde își pun banii și unde își pun încrederea atunci când vine vorba de persoane. S-ar putea să fie foarte ușor păcălite astăzi, promițându-le cineva mare acosarea și, de fapt, să rămână fără o sumă destul de importantă de bani, fiind păcălite foarte ușor. Cu alte cuvinte, încercați să fiți mai atenți atunci când vine vorba de investiții, și foarte atente atunci când vine vorba de oamenii care vă propun afaceri sau oportunități miraculoase, prin care puteți face bani foarte ușor. Uh, cel mai bine încercați să găsiți metode de a investi sau uh, sigure, mult mai sigure și pe care le-ați verificat cu prietenii, cu apropiații sau cu cineva care este în domeniu. Nativul Cocoș. Ar trebui să fie foarte atent atunci când vine vorba de cum comunică, mai ales cu partenerul de muncă, de afaceri, deoarece s-ar putea să pierdă niște bani din cauza aceasta. Dacă aveți la fel niște uh, procese pe rol, nu este o zi extraordinară. Încercați să purtați ceva roșu, dar nu prea mult, pentru că totuși aveți nevoie de energia uh, de lemn, care reprezintă steagul numărul 4 care e adevărat, se dublează și apare deja destul de mult lemn. Și atunci, elementul dumneavoastră interior, metalul, încearcă să le controleze pe toate. Și la un dat se, poate să înceapă frustrări, iritabilități, irascibilități și să dați cu bățul balt. Ceea ce nu este foarte bine pentru carieră și pentru lumea profesională. <coughs> Dar ce am stabilit deja, anul acesta nu prea este anul dragostei, cât mai mult anul afacerilor și încheierilor de proiect. Pentru oameni în general, cei care m-au ascultat la ultimele conferințe au fost foarte atenți și le-am explicat și de ce, și o să vă explicăm cât de curând și dumneavoastră. Ultimii nativi de, pe care îi caracterizăm pentru ziua de vineri, dar nu cei din urmă, câinii și mistreții, trebuie să fie atenți la sănătate. Și aici, când vorbim, mare atenție la problemele care țin de oase, ficat, pancreas și bilă. Pot apărea probleme în aceste zone, mai ales dacă nu ați fost atenți în ultima perioadă și cum tot apar tot felul de probleme cu diferite receli, gripe, care acționează și la acest nivel. Mare, mai atenție cum vă imunizați, cum aveți grijă ceea ce mâncați, cât mâncați și când mâncați. Ziua de Sâmbătă, 13 februarie, ne apropiem cu pași și repezi de o sărbătoare destul de dragă, deși nu chiar în totalitate românească, ziua de 14 februarie, dar până atunci, sâmbătă, 13 februarie, ziua bivolului de lemn in. Ei bine, fiind zi de bivol, automat oaia nu se află într-o poziție extraordinară, deoarece este exact în opoziție nici persoane care au vârsta de 74, respectiv 38 de ani. Șarpele, cocoșul și șobolanul, fiind prieteni sau aliați secreți, sunt ajutați de câte vibrația zile. Elementul de bunăstare este atribuit nativului metal. Elementul de creație nativului apă. Elementul de putere nativului pământ. Elementul de resurse nativului foc. Elementul de prietenie sau competiție nativului lemn. Steaua care vine în centrul casei este steaua cu numărul 2, ceea ce triplează energia Bolilor în centru casei, neapărat, nu uitați, acel covor verde în centru casei. Până acum trebuie deja să fie pentru că avem o mare, mare problemă atunci când vine vorba de energiile negative ale acestui an. Din punct de vedere a activităților uh, comerciale, vedem că toate sunt, atribuite, toate sunt aspectate la un nivel mediu, mai puțin călătorile care sunt aspectate într-un mod negativ. Cu alte cuvinte, nu plănuim călătorii, nu călătorim astăzi. De asemenea, perioada 4 februarie, 4-5 martie nu este o, zi, o perioadă bună de a călătorii, oricum. Orele foarte bune din zi sunt între 5 și 9 dimineața, 11-13 la prânz, respectiv 17-19 după amiază. Așa cum știți că este anul și luna, așa va fi și ziua respectivă. Ziua de sâmbătă, adică. Șobolanul, mare atenție, cui spuneți ceea ce vreți să faceți, ce planuri vreți să urmați. Nu este o zi foarte bună pentru dumneavoastră, mai ales dacă umblați cu obiecte metalice ascuțite. Și dacă aveți încredere în oameni, s-ar putea să fiți strădați chiar astăzi, într-un mod neașteptat. Fiind ani de și cam asta este uh, metoda ei de acțiune. Nativul bivol și tigru. Mai atenți atunci când vine vorba de luarea deciziilor importante din viața dumneavoastră. Nu o faceți astăzi, așteptați, mai bine ziua de duminică este o zi mult mai bine aspectată pentru dumneavoastră și vă ajută ceva mai mult atunci când vine vorba de echilibrare. Nativul iepure ar trebui să fie foarte atent, să fie hidratat astăzi sau dacă nu, să aibă alături de el elementul apă fie că e vorba de culoarea apei, sub formă de accesor vestimentar, sub formă de podoabe sau uh, efectiv să învețe care este lecția pe care o dă apa anul acesta. Din ce cauză? 3 de 9, foarte mult foc deasupra lor, mai uh, e adevărat, le prezice că vor avea un noroc extraordinar, totul se multiplică, totul este minunat pentru ei, dar cu ce preț? Cu un preț de uh, epuizare atunci când vine vorba de energia lor. Um, șerpii și dragonii, la fel, prea multă energie de apă, mai ales la un nativ șarpe care este stins și controlat de către apă, dragonul, să zicem, poate să se simtă ceva mai bine pentru că poate să controleze această energie, dar nu foarte ușor, prea mult strică oricum. Dar este totuși o vibrație bună, dar ar fi mai bine să... Dirijați această energie, sau acest surplus de energie pozitivă, către altceva. Gândiți-vă ce vreți să faceți pe viitor, dacă nu v-ați făcut lista de dorințe, acesta ar fi un moment foarte bun, dar nu mai amânați. Nativul cal, uh, s-ar putea să primească astăzi o veste, destul de importantă, de la un mentor sau de la o persoană mai bine poziționată din punct de vedere al rangului profesional. Care să-i spună, să-i dea un sfat sau să-i uh, spună un pont sau chiar să-l ajute într-o problemă presantă și să-ți scoată dintr-un necaz destul de mare la muncă sau în viața personală. Uh, nativul mai și oaie sunt foarte bine aspectați, însă, la fel cei mult strică, uh, oaia primește prea multă energie de uh, pământ și atunci poate să creeze acea problemă în legătură cu competiția, competiție care îi vrea banii sau care îi vrea succes. De asemenea, mai maimuța primește mult prea multă energie, pământul creând metal și dând foarte multă energie metalului și atunci s-ar putea să devină haotică, ceea ce nu îi va, fi, nu va fi, de fapt, prinde foarte bine, deoarece în acel moment ar deranja pe Taisui, Marele duce Jupiter, care stă în spatele ei anul acesta. Lucru care nu este deloc bun, pentru că poate să piardă acele oportunități care erau puse deoparte în această perioadă. Nativul Cocoș. Deși este ajutat foarte, foarte mult în această perioadă, la fel astăzi s-ar putea să prindă o putere și o drag foarte mare de a scrie, ceea ce ar trebui să-și facă și să concentreze foarte mult pe acest aspect al vieții să scrie, să publice, dacă se poate, sau și mai bine să își găsească un anumit, un anumit partener. În schimb, dacă sunteți deja căsătoriți, mare, mare atenție, deoarece poate să apară o relație externă. De asemenea, ultimii în ce din urmă, câinii și mistreții, mare, mare atenție atunci când, astăzi mai ales, atunci când vine vorba de comunicarea cu cei din jur acel triplu 3, anual, lunar și zilnic, poate să creeze foarte multe probleme, iar pentru mistrețe, în plus, mare atenție la nivelul uh, apei, pentru că prea mult lemn vă seacă efectiv de energie, dumneavoastră fiind apă la bază. Câinii, în schimb, se vor simți încuiați, forțați de anumite împrejurări, ceea ce va determina să, se, să apară anumite frustrări, anumite supărări și de acolo Furia și mânia care se va răsfrânge asupra celor din jurul lor, ceea ce nu ne dorim. Um, știu, am mers un pic mai încet, dar am putut să dăm mai multe detalii. Revenim imediat după o scurtă pauză publicitară cu cealalte zile. Rămâneți pe 6 TV. Bine ați revenit, dragi prieteni și dragi telespectatori, în a doua parte a emisiunii la Înțelepciunii. Pentru cei care de-abia acum au dat pe postul 6TV, am discutat uh, despre primele zile ale săptămânii, joi, vineri și sâmbătă. Am mers ceva mai încet, o să ne revenim cu pasul normal. Și acum o să discutăm despre data de duminică, 14 februarie. Sau uh, ziua Tigrului de Foc, Yang. <coughs> Uh, fiind zi de tigru, automat maimuța care se află în opoziție directă nu are vibrația cea mai bună, deși poate să fie foarte bine aspectată. De asemenea, nici persoanele care au vârsta de 25, respectiv 37 de ani. Calul, câinele și mistrețul, pe de altă parte, sunt ajutați de câte vibrația zilei. Elementul de bunăstare este atribuit apei sau nativilor apă. Elementul de creație nativilor lemn, elementul de putere nativilor metal, elementul de resurse nativilor pământ și elementul de prietenie nativilor foc. Vedeți, prieten, foc, foc. Același element. Steaua care vine în centru casă este steaua cu numărul 3. Deci ne putem aștepta duminică să fim cu toții ceva mai, ceva mai rașibil. În concluzie, dacă avem mese sau adunări cu prietenii ori cu familia, încercați să practicați diplomația pe cât mai mult posibil. Din punct de vedere al uh, activităților economice, uh, tot ce ține de mutări, de călătorii sau de renovări, nu este deloc bine aspectat. În schimb, negocierile și tot ce ține de business, mediul de afaceri, da, acele branciuri care sunt mai mult de lucru, de muncă, sunt chiar indicate pentru cei care uh, le pot face sau motiv să le facă în această zi de 14 februarie. De asemenea, tot ce ține de Feng Shui este echilibrat la nivel mediu. Nu avem ore foarte bune din zi, așa că ne vom baza pe orele prietenilor și aliaților. Dacă ne uităm la zodi, vedem foarte ușor că șobonanul primește o energie familiară lui, pe care a avut-o tot anul trecut, energia abundenței și îl ajută pe acesta să pun la care niște proiecte noi care se aducă destul de mulți bani. Cu alte cuvinte, dacă astăzi are anumite întâlniri sau uh, care țin de afaceri și de business, s-ar putea chiar să se lase cu o comisiune destul de mare sau cu un profit. Uh, nativii Bivol și Tigru sunt ajutați de către un mentor sau dacă de cineva de un rang înalt ori de divinitate, în a scăpa de anumite probleme atunci când vine vorba de viața personală sau profesională. Cu alte cuvinte, cereți ajutorul oamenilor care sunt mai mari decât dumneavoastră din punct de vedere al uh, pozicei, poziției în organigramă și aceștia vă vor ajuta cu cea mai mare plăcere să scăpați dintr-o încurcătură. Nu uitați cereți și vi se va da. <coughs> nativul iepure. Are parte de steaua victoriei astăzi, deci el poate să realizeze foarte multe lucruri um, pe care el și l-aș fi dorit, mai ales dacă, repet, acestea țin de mediul de afaceri și de bani. Uh, nativul șarpe și dragon trebuie să fie foarte atent la sănătate, deoarece aceasta îi vor cam îngrădi la ambii posibilitatea de a avea anumite oportunități și dacă nu ies din această stare de îmi este rău. Nu este o stare foarte bună pentru ei. Bine, ar fi bine să odihnească astăzi și să fie mult mai atenți la corpul lor, starea lor de bine. Însă, dacă trebuie să meargă undeva, să aibă, să participe la un eveniment social, ne punem în fața cea frumoasă și mergem mai departe. Pentru că nu trebuie să pierdem oportunități doar pentru că ne este rău. Știu, este o gândire de fecioară, dar asta este. În nativii cal, mai atenție cum umblas cu obiectele ascuțite, deoarece există foarte multă energie de metal deasupra dumneavoastră. E adevărat, nu vă puteți spune de acest lucru, deoarece metalul este elementul dumneavoastră de prosperitate, însă, mare atenție atunci când mergeți cu mașina, deoarece pot să apară mici accidente în trafic. Nativul oaie și mai muță, se multiplică norocul bunăstării abundenței. Mai puțin mai pentru că este zi de tigru, dar în rest ar trebui să fie o zi foarte frumoasă în care măcar se vor simți foarte bine atât de prieteni, dacă nu, au, nu participă la un astfel de branj de care vă spuneam, care se ține strict de afaceri. Uh, în vă Cocoș, mare atenție în legătură cu investițiile pe care le faceți. Dacă vreți să mergeți să vă cumpărați o piesă de mobilier mai mare sau să faceți o investiție mai mare, mai bine mai așteptați. Nu este o zi foarte bună să faceți acest lucru, deoarece uh, nu veți reuși să duceți până la capăt ceea ce v-ați propus sau poți să apară uh, piedici în uh, îndeplinirea visului dumneavoastră. Încercați o altă zi, ceva mai bună nativul câine și mistreț, s-ar putea să-și găsească partenerul ideal sau, dacă nu, măcar, vor avea mult mai mult drag să învețe pentru semestru care va urma. Nu uitați, începe din nou semestru, încep simulările la clasa A8, A11, A12 și un nou semestru atunci când vine vorba de facultăți și licee, școli general. Ziua de luni. 15 februarie, ziua iepurului de foc, in. Fiind zi de iepure, automat cocoșul nu este într-un aspect foarte bun, fiind în direct opoziție cu acesta. Cei de 24, respectiv 36 de ani, la fel, nu sunt bine aspectați. Pe de altă parte, oaia, mistrețul și câinele, fiind prieteni sau aliați, secret, vă sunteți ajutați de către vibrația zilei și atunci aveți un spor, aveți un plus. Elementul de bunăstare este atribuit apei, elementul de creație, nativului lemn, elementul de putere, nativului metal, elementul de resurse, nativului pământ și elementul de prietenie, nativului foc. Steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 4. Cu alte cuvinte, o să fim ceva mai dispuși să iubim, să învățăm și chiar să încercăm să ne găsim o persoană ideală, dacă se poate. Din punct de vedere al activităților economice, în general este o zi foarte bună, mai puțin tot ce ține de afaceri sau de business, nu este extraordinară. În schimb, din punct de vedere al feng shui, al mutărilor, a negocierilor, semnărilor de contracte, al călătorilor sau a planificărilor de călătorii și a renovărilor, o zi extraordinară. Și atunci, ar, cred că ar trebui să termine și baia mea. Orele foarte bune din zi sunt între 7 și orele 13, respectiv 21, 23. Dacă ne uităm la ne vedem că șobolanul primește steaua cu numărul 9 a multiplicării norocului, însă avem steaua cu numărul 7 dublată de sus, Ceea ce nu îl ajută foarte mult pe săracul uh, șobolan, plus că acel foc uh, ia din surplusul de energie care îl are din cauza metalului, care este și el în surplus, se creează un echilibru acolo, într-o oarecare măsură. Uh, dar nu este o zi foarte bună pentru el. Poate că ar trebui să fie ceva mai atent atunci când merge în general pe stradă sau chiar și în casă, pot apărea mici accidente casnice sau dacă aveți ușa pe nord, mare, mare atenție în această zi de 15 februarie. Nativul bivol și tigru la fel, mare atenție unde vă puneți banii sau cui îi spuneți proiectele dumneavoastră, deoarece acestea pot fi furate, ideile, în mare parte, sau chiar și banii din portofel, din casă sau un în obic la care vă, uh, care vă este drag sau care are o încălătura emoțională, poate să se spargă din greșeală sau chiar să fie furat, să nu mai aveți. Cu alte cuvinte, mare atenție în ziua de luni, pentru că nu este o zi extraordinar de bună. Nativul, iepure, mare atenție la oboseala care tot atât acumulat-o și o să o acumulați de acum încolo, ați muncit foarte mult și s-ar putea să vă decompensați astăzi, având în vedere că aveți cu numărul 2 care creează un halou negru deasupra dumneavoastră, și uh, mare atenție la sănătate, încercați să creați acel echilibru între muncă și o, o odihnă. Nu uitați, încă este sezonul răcelor și a gripelor. Aveți mare grijă, beți ceaiul, tratați-vă din timp. Nativul șarpe și dragon. Uh, Datorită anumitor victorii care au avut parte, sau materializat în viața lor, sau din cauza unor oportunități care se întrevăd în viitor, uh, șerpii și dragonii deja încep să-și camia, să-și camia în nasul pe sus. Și atunci ar devin cam aroganția la locul de muncă, s-ar putea să apar anumite discuții care vor determina să fie un pic cam irașibil sau frustrați. E adevărat, vor încerca să suprime aceste sentimente și dacă utilizează diplomația, nu vor avea probleme. Doamne ferește să ajungă la șeful cel mare și atunci s-ar putea să aibă probleme mai grave. Nativ vocal are parte de zi foarte bună, mai ales atunci când vine vorba de bani. Un anumit pont sau un anumit ajutor din partea cuiva vine deasupra lui și uh, îi determină practic să se schimbe totul în mai bine. Deși în ultima perioadă poate a avut o perioadă a fost o perioadă cam stresantă. Nativul oaie și Maimuță au parte de victorii uh, de acestea acum, mărul este deasupra lor astăzi și atunci când vine vorba de bani pot să realizeze foarte multe lucruri. Partea foarte bună este că această stea 1 echilibrează atât mai mult cât și oaia foarte bine și atunci nu există mari probleme în viața lor. Ar trebui să accepte cât mai ușor oportunitățile și să meargă mai departe. Nativul cocoș este ajutat de sus de către divinitate să treacă peste anumite probleme sau lipse de inspirație, probleme atunci când vine vorba de învățat. Sau obstacole care au apărut în viața de zi cu zi. Important este la fel, în cazul acesta, să ceară acest ajutor divin și acesta va veni cât se poate de repede. Repet, pentru nativii cocoș. Uh, nativii câine și mistreți, mare, mare atenție, astăzi nu este o zi foarte bună. Aveți teaua cu numărul 5 care vine deasupra dumneavoastră și care creează probleme, având în vedere că se numește și steaua catastrofe, steaua ghinionului. Și atunci, nu luăm decizii importante, nu facem investiții mari, nu schimbăm ceva în casa noastră sau nu perturbăm în mod deosebit acest sector din casa astăzi, pentru că putem crea mari probleme. Ziua de marți, 16 februarie, ziua dragonului de pământ Yang. Fizin de dragon, automat câinele nu este bine aspectat. Nici persoanele de 71, respectiv 35 de ani, pe de altă parte, mai Maimuța, Șobolanu și Cocoșu, fiind prieteni sau aliați uh, segreți, sunt bine aspectați și pot să creeze mai multe schimbări în viața lor decât ar fi fost normal. Elementul de bunăstare este atribuit lemnului, uh, nativilor lemn. Elementul de creație, nativilor foc. Elementul de putere, nativilor apă. Elementul de resurse, nativilor metal. Elementul de prietenie, nativilor pământ steaua care vine în centru casei este steaua cu numărul 5. Și din păcate se creează acea combinație de 5 cu 2, care nu este deloc bună, mai ales din punct de vedere al sănătății. Nu uitați obiectul verde în centru casei. Dacă l-ați uitat totuși până acum, până acum trebuie să fie în mod obligatoriu. Trei semne mari de exclamare, puneți-le acolo, în, puneți acolo în agenda. Nu este o zi foarte bună pentru centru casei mari, mari probleme pot să apară, mai ales din cauza sănătății. Din punct de vedere al activităților economice, Feng Shui și tot ce ține de el este aspectat la nivel mediu. Deci destul de bine. Tot ce ține de mediu de afaceri, de negocieri, de semnul de contracte, nu este deloc bine aspectat, deci n-ar trebui să facem acest lucru astăzi. În schimb, mutările, călătoriile și renovările sunt bine aspectate și le putem realiza cu brio. Orele foarte bune din zi sunt între 1 și 3 dimineața, depinde ce semnăm și pe timpul cui semnăm. S-ar <coughs> putea să fie 1 3 dimineața la noi, dar destul de devreme în alte țări. 5, 7, tot dimineața și 9, 11, tot dimineața. De asemenea, mai există un interval oral între 13 și 15 la prânz, care la fel este foarte bun. Deci marți suntem matinali. Atunci când vine vorba de zoni, vedem că șobolanul se simte mai bine și primește mai multă energie, care îl și echilibrează ceva mai mult și poate să primească astăzi o veste foarte bună, o promovare chiar, sau de ce nu, să fie obținut niște bani în plus la salariu, salariul viitor. Sau măcar să vină o oportunitate. Ceva bun trebuie să se întâmple în viața lor astăzi. Nativul bivol, și tigru au parte de prosperitate, de bunăstare. Dar acesta cu numărul 8 vibrează deasupra lor. E adevărat, trebuie să treacă peste acea senzație de ghinion, de apăsare care este creată tot timpul anului și atunci vor putea să primească această beneficitate mare care este steaua cu numărul 8. Uh, nativii iepure. După ce o zi înainte au fost destul de obosiți, s-ar putea încă să nu-și fi revenit în totalitate. Și atunci sunt un pic irascibili atunci când vine vorba de oamenii cu care interacționează. Așa cum v-am mai spus, oricum anul acesta iepurii cam ar trebui să lucreze singuri. Ei bine, dacă le cărcați pe coada astăzi, s-ar putea să nu iasă foarte bine pentru dumneavoastră, dar niciun caz pentru iepure. Deoarece nu învață ce are diplomația. Însă există și anumite iepuri care sunt mai calmi. Aceștia vor fi mai bine aspectați. <coughs> Nativul șarpe și dragon au parte de o zi ceva mai frumoasă. E adevărat, s-ar putea să piardă niște oportunități din cauza că le cam umblă fluturii prin stomac. Cu alte cuvinte, s-ar putea să le cadă cineva cu tronc, și să uite de fapt că ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea personală. Asta este totuși valabil și pentru cei care sunt căsătoriți, să nu le umble ochii după altcineva și să pierdă ceea ce este foarte important pentru ei, viața actuală. De aceea trebuie să fim foarte atenți și foarte atent focusați pe ceea ce ne dorim anul acesta. Nu uităm, este un an nou, un an de finalitate, nu este un an bun pentru iubire, de asemenea, nu avem lapciun, de nicio parte, nici de început, nici de final, deci la fel, nu este un bun pentru iubire și căsătorie în general vorbim. Uh, anul calului, uh, nativi cal au parte de ceva mai mult noroc, pentru că este steaua multiplicării, sau steaua norocului viitor, îi ajută uh, foarte mult în această zi, primesc niște oportunități noi, sau la fel, mentorii aceia, cei care sunt într-o rang mai înalt decât ei, s-ar putea un director de la o altă firmă, s-ar chiar să le ofere un job mai bun sau o ofertă de salariu ceva mai bună, iar ei să accepte, e adevărat, nu acum, ci în viitorul apropiat, câteva luni. <coughs> Nativul oaie și mai maimuță. Mai atenție atunci când vine vorba de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur, s-ar putea să trebuiască să dați niște bani în acest sens fie pe medicamente, fie pe ceva mai grav, anumite intervenții. Uh, încercați să evitați acest lucru, fie prin a merge din timp să vă faceți analizele, dumneavoastră sau membrii familiei, sau prin a da, uh, a merge la un bioenergetician sau orice altă formă de uh, verificare a stării noastre de sănătate. Repet, acest lucru se aplică mai ales astăzi, marți, 16 februarie, pentru oaie și mai mulți. Nativul cocoș ar trebui să fie foarte atent dacă sunt căsătoriți. Pe unde umblă partenerul? Deoarece este foarte posibil să există o a treia persoană în cuplu care să-i fie cam sucit mințile și nu o să vă prindeți astăzi de acest lucru. Cei care sunteți singuri, uh, mare atenție atunci când vine vorba de... Uh, în cine vă încredeți, cui îi dați inima astăzi sau cui vă confesați astăzi în legătură cu anumite planuri, anumite idei, deoarece acesta e posibil să vă trădeze în cel mai scurt timp și să aplice sau să vândă, de ce nu, acele idei concurenței altcuiva. Nativii Câine și mistreți au parte de ceva noroc. Uh, și în sfârșit parcă se simt ceva mai bine, parcă nu mai sunt atât de uh, stresați, frustrați și simt într-un fel energia divină cum îi înconjoară și îi scoate la animan măcar pentru o perioadă destul, destul, destul de scurtă de timp. Și ultima zi ziua de miercuri, 17 februarie ziua șarpelui de pământ in în această zi, automat mistrețul nu este bine aspectat pentru că este pe opoziție. nici persoanele de 70, respectiv 34 de ani, cei care sunt născuți în Andecocoș, Bivol sau mai muță, în schimb sunt ajutați de către vibrația zilei, fiind prieteni sau aliați secreți. Elementul de bunăstare este atribuit lemnului. Elementul de creație, nativilor foc. Elementul de putere, nativilor apă elementul de resurse nativilor metal, elementul de prietenie nativilor pământ. Steaua care vine în centru casei, este steaua numărul 6. Cu alte cuvinte, acel noroc divin ne ajută pe toată lumea și ar fi bine să cerem acest lucru divinității. Fie că îi spunem Dumnezeu, fie că îi spunem Malach sau în orice altă formă, cerem ajutorul divinității. Astăzi ne rugăm cât mai mult posibil <coughs> deoarece foarte multe lucruri se pot schimba din rău în bine. Atunci când vorbim de activitățile economice, nu prea sunt indicate. Uh, Mediul de afaceri este ceva mai bine aspectat, dar la nivel mediu, în rest, toate celelalte, adică tot ce ține de feng shui, mutări, negocieri, renovări sau călătorii la nivel negativ. Orele foarte bune din zi, este o calup destul de mare, între 7 și 15. Cu alte cuvinte, avem foarte multe ore și de dimineață, în care putem schimba foarte multe în viața noastră. Um, nativul șobolan, deși este caracterizat de o energie negativă, astăzi totul se schimbă spre bine și poate să treacă foarte ușor peste foarte multe probleme, va avea energie destulă să acceseze anumite proiecte, să-și revină puțin din punct de vedere financiar, să facă anumite investiții, cel puțin ideologice. <coughs> nativul bivol și tigru, au parte de multiplicarea energiei și, din păcate, este energia 5. Și cum steaua numărul 9 este foc și creează pământ, vă dați seama că nu este o combinație foarte bună. Ei bine, în acest sens, mai bine stați acasă. Nu luați decizii importante, nu faceți mișcări importante, nu investiți, nu semnați nimic, stați cu minte în casă nu luați decizii, repet, importante, nu faceți nimic. Nu este o zi foarte bună pentru dumneavoastră. Încercați să descoperiți ce nu merge în general în viața dumneavoastră și meditați cât mai mult, descoperiți care este sursa problemelor. Toate rezolvările sunt în interiorul dumneavoastră. Nativul uh, Nativul iepure are parte de ceva mai mult noroc atunci când vine vorba de inspirație. Astăzi s-ar putea, mai ales cei care lucrează în domeniul artistic, s-ar putea să facă, să creeze niște lucruri extraordinare la care nici măcar ei nu s-ar fi așteptat. Cei care totuși nu lucrează în domeniul artistic, dar sunt într-un domeniu în care totuși poate să vină cu o idee nouă sau cu o metodă nouă, vor surprinde într-un mod plăcut pe cei care, cu care lucrează. Vor fi plini de inspirație, vor fi plini de energie, vor fi carismatici și parcă toată lumea este la picioarele de lor. Nativi, șarpe și dragon ar trebui să fie foarte atenți atunci când vine vorba de deciziile pe care le iau ei astăzi. Așa cum era cazul și bivolului și tigrul, nici șarpele parcă nu o duce la fel de bine și nici dragonul. Este o zi în care mai bine stați, și meditați, nu scoate capul la iveală prea mult, pentru că va exista o sabie acolo care va încerca să tai. Uh, Nativul Cal are parte de foarte mult noroc atunci când vine vorba de cariera lui. Uh, s-ar putea să lucrurile se miște mult mai repede decât s-ar fi așteptat și anumite oportunități atunci când vine vorba de job sau de servici să îl ajute să și îl schimbe chiar. Sau, dacă nu, să aibă parte de o promovare. Important este și la acest lucru, și va fi surprins că va fi ascultat de către superiori, și aceștia vor avea mai multă încredere în el, îi vor da mai multe responsabilități, și sperăm noi că mai mulți bani. Nativii oaie și mai, mai mulți au o parte de prosperitate, însă se vor certa din cauza banilor. Fie că nu-i primesc, fie că întârzie, întârzie vor exista, va exista un subiect de ceartă atunci când vine vorba de bani. nativi cocoși, din contră, vor face mult mai mulți bani astăzi decât în zilele obișnuite prin intermediul anumitor parteneriate care l-au tot legat de-a lungul timpului. Iar ultimii în ce din urmă, câinii și mistreții, trebuie să fie foarte atenți atunci când vin spre casă, în trafic și, în general, din cauza că nu sunt atât de atenți, sau frustrările, supărările de-a lungul zilei s-ar putea să îi determine să aibă parte de un mic accident acolo, în casă sau pe stradă. Mare, mare atenție! Încercați să purtați ceva de culoare roșie, dar amestecat cu puțin roșu, roșu cu albastru, mă scuzați, pentru a elibera și a echilibra orice fel de energie negativă care este deasupra dumneavoastră. Din păcate n-am mai avut timp să mai discutăm despre mai multa de foc, dar până la urmă vibrația săptămânii este cea mai importantă. Sper că vă este de folos, așa cum ne spuneți de fiecare dată pe rețele de socializare. Până data viitoare încerc să fac mult mai bine formatul emisiunii, astfel încât să putem să discutăm și despre alte subiecte, nu numai despre vibrația săptămânii. Până atunci vă urez ca de fiecare dată o zi minunată, un weekend liniștit și ca să vă găsesc. Ceva mai bun decât ați fost astăzi. La revedere!